Eu am să vă desfac și un sup să vedeți cu ce hrănim noi supi. Asta este mâncarea pe care o consumă albinele noastre, miere. Miere zaharisită. Noi nu le punem turte proteice cumpărate din comerț. Ne-am învățat, luăm tot ce înseamnă cereale, le măcinăm, ne-am făcut moară, le măcinăm, amestecăm cu miere și le dăm. Vasile Tufiș are grijă de albine de ani buni. Sortimentele de miere din cămara lui sunt multe. În fiecare primăvară cu 300 de kilometri în toată țara în căutare de hrană sănătoasă pentru albine, ceea ce înseamnă automat miere mai bună. Propolisul este dovedit științific că are 7 antibiotice naturale. Și atunci el se interpune propolisul între miere și capacul de ceară. Și atunci noi descopertăm și aruncăm hrana zeilor, cum o numeau greci. Și de atunci o vindem ca atare, apoi de la Salcâm trecem munții, ne ducem în zona Hațegului, la Salcâmul 3, uneori și 4. De acolo din Hațeg venim acasă, extragem și plecăm aproape de Lugoș pe muntele Cocoașa lui Radu. Printre sortimentele obișnuite, miere de salcâm, rapiță ori polifloră, Vasile Tufiș a reușit să obțină și miere de mană, castan ori smeură. Venim la noi în Gorj, în zona Tismanei. În zona Tismanei venim pentru mierea de castan. Actualmente noi nu mai avem mierea de castan. Mierea de castan, de asemenea, este singura miere regenerantă pentru organismul uman. Despre mierea de rapiță se poate vorbi mult, dar eu am să vă spun puține lucruri despre ea. Este singura miere care are omega-3 într-o cantitate atât de bună, încât ajută extraordinar de mult creierul uman. Mierea este bogată în vitamine și minerale, reglează nivelul colesterolului, previne apariția afecțiunilor osoase și are proprietăți antioxidante. Nu este recomandată celor care suferă de diabet ori au alergii la polen.